pentru ceea ce Domnul a făcut pentru noi la cruce și în întreaga sa viață și activitate de pe pământ și chiar acum de mijlocire din cer, este scris în Filipeni, capitolul 2, cu accent pe jertfa ispășitoare pe care noi astăzi o comemorăm la cina Domnului, versetul 9, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Domn, în înțelesul de aici, este stăpân. Pentru jertfa care a dat-o la cruce, așa cum le-a spus ucenicilor după înviere, a primit toată autoritatea în cer și pe pământ. Autoritate pe care o va exercita până când Dumnezeu va reintra în controlul deplin a tuturor ființelor din univers, după care, așa cum spune în Corinteni 15, și Domnul Iisus se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Să ne ajute Domnul să moștenim acel viitor binecuvântat. Domnul Iisus Hristos spunea, vă citesc din Matei capitolul 11, celor din vremea sa, versetul 29, cu referire la jertfa sa și la felul său de a fi, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Aș vrea să vă prezint astăzi una din calitățile la care Domnul Iisus a excelat, calitate pe care trebuie să o dobândim și noi, este un imperativ, și despre aceasta scrie aici, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și drept urmare, spunea Domnul, veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Și insista că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aș vrea să lansez o întrebare pe care o găsim tot în Scripturi, în cartea Exod, la capitolul 10, legat de smerenie, versetul 3, o întrebare adresată unui monarh care se credea deopotrivă și zeu lui Faraon. Așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Haideți să ne întrebăm, ne-am întâlnit cu smerenia? Ne-am smerit înaintea Domnului? Despre Domnul Iisus Hristos putem spune că a avut o smerenie voluntară. Mă întorc la Filipeni capitolul 2 și vă citesc de la versetul 5. Aceasta este smerenia care o putem învăța de la El. Filipeni 2, citim cu versetul 5 în continuare. Să aveți în voi gândul acesta care în Hristos Iisus. Deci este aplicația pentru noi, să aveți în voi. Care gând? Gândul smereniei. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și acum accentuează calitatea. S-a smerit. Smerenie voluntară. Nu l-a obligat nimeni, nu era dator să o facă, a voit el să se smerească. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Înaintea lui Dumnezeu, noi nu putem să ne comparăm cu Domnul Iisus. Smerenia noastră ar trebui să fie cu atât mai grabnică cu cât suntem mai păcătoși. Domnul n-a avut păcat și tot s-a smerit. A hotărât să intre cu întreaga ființă în subordinea lui Dumnezeu Tatăl și să nu-și permită să facă absolut nimic de la sine.
În aceasta a constat smerenia Domnului. Comparată, cum am citit din spusele lui, cu un jug. Cu un animal pus în jug, care se duce încotro, îi cere stăpânul și acceptă orice îi se pune în car. S-a făcut ascultător până la moarte. Niciun comentariu, ci numai ascultare și slujire, cum spunea la un moment dat ucenicilor care erau ispitiți de opusul smereniei, de mândrie, la gândul care să fie cel mai mare. Și spus, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci doar El să slujească și să-și încununeze slujirea, dându-și viață pentru noi. Și astăzi Biserica Betel îi mulțumește pentru aceasta. Smerenia Lui a dus biruință pentru sine și pentru noi, biruință cosmică, mărit să fie Domnul. Spuneam că noi suntem cu atât mai mult determinați să ne smerim. Astăzi, gândindu-ne că Domnul s-a smerit pentru noi, știți că în Vechiul Testament exista o singură zi în care marele preot avea acces în încăperea a doua a cortului, respectiv a templului, în Sfânta Sfintelor. Era ziua a 10-a a lunii, a 7-a, când se făcea ispășire pentru tot poporul și Dumnezeu ierta toate păcatele de peste an. V-aș recomanda să citiți acasă, e scris de multe ori în Vechiul Testament, că în ziua aceea absolut tot poporul trebuia să se smerească. Să citim doar un verset din multele care sunt Levitic 16:29. Aceasta să fie o lege veșnică. În luna a 7-a, în ziua a 10-a lunii, să vă smeriți sufletele. Băștinaș, străin, oricine, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să fiți curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Dacă Domnul fără păcat s-a smerit, cum ar trebui să ne smerim noi, frați și surori? Spune Scriptura îndemându-ne în Iacov, capitolul 4, citesc de la versetul 8, cum să procedăm astăzi la cina Domnului. Știți că înainte de cina Domnului avem o rugăciune în care ne smerim. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, deci noi avem motive reale de smerenie. Tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului. Doamne, ajută-ne! Smerenia voluntară privește nu doar relația cu Domnul, ci și relația cu oamenii. Înaintea Domnului, oricine este dator să se smerească, pentru că așa cum am amintit, în primul rând, suntem sau am fost păcătoși. Și Domnul ne-a dat exemplu Lui desăvârșit de smerenie. Dar în relațiile cu oamenii, vă citesc 1 Petru 5:5. Este indicat, dacă vreți, vorbim de smerenie voluntară, să fim smeriți în raport cu oricine. 1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. În primul rând, tinerii la bătrâni, dar și bătrânii față de tineri. Copiii față de părinți, părinți față de copii, bărbați față de femei și invers. Toți! Și de frumos, este o calitate pe care, dacă o învățăm, relațiile noastre vor fi o binecuvântare. E ușor să conviețuiești în familie, într-o firmă sau în societate în general, cu oameni smeriți. E greu cu orgolioși.
oameni care se cred, care pretind. Scriptura ne recomandă să dăm respectul cuvenit fiecăruia. Nu despre asta vorbim. Smerenia nu anulează cinstea. Este o atitudine de amabilitate, de bunăvoință, de acceptare, de respect unii față de alții. Doamne, ajută-ne! Dar ca să fim așa în relațiile interumane, trebuie să iubim. Observați o mamă. Cum nu se smerește ea față de copilașul ei? Câtă trudă. Nu-i aceea smerenie? E multă smerenie. Și nu-i pretinde apoi, băi, te-am slujit până ai reușit să umbli, să mănânci, să faci toate cele. Așa este binevenit să se realizeze între noi o asemenea stare. Doamne, ajută-ne! Când starea aceasta nu se realizează, atmosfera, părtășia suferă. Când este, acolo Dumnezeu dă har, slăvit să fie Domnul. Așadar să ne cercetăm în relațiile dintre noi și să ne dea Domnul, vă rog să observați cum a nuanțat Apostolul această recomandare, să fim împodobiți cu smerenie, nu doar să fie un accesoriu la nevoie, nu, să fie ceva ce să ne plac, ceva ce să îi considerăm sau reconsiderăm, dacă n-a fost cazul până acum, valoare. Asta ar fi smerenia voluntară. E cea binevenită. Este un alt fel de smerenie și revin din nou cu întrebarea, când ai de gând să te smerești? Smerenia ajutată de Domnul. Cum vine asta? Hai să luăm niște exemple și ne lămurim. Spune Scriptura despre regele Ezechia, vă citesc din cartea a doua a Cronicilor, capitolul 32, versetul 24. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Un rege evlavios, dar se pare că avea o stare de mândrie. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și a dat un semn, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Și alte detalii citim în cartea Isaia, capitolul 38. Vă amintesc că un moment de mândrie a fost când s-a lăudat cu realizările lui materiale. Aici s-a temut că moare, scrie în versetul 12, locuința mea este luată și mutată de la mine. Spune în versetul 10, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. S-a smerit, s-a rugat, Domnul l-a vindecat și ascultați declarația lui. Versetul 15, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Și acum angajamentul. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta cea mare se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Atenție, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Dumnezeu l-a smerit cu acea boală și l-a învățat lecția. Uneori este nevoie Dumnezeu să recurgă la un moment de coborârea noastră, o boală, un necaz, poate și un eveniment mai simplu. Undeva într-o adunare, un frate se lăuda că el are în viața lui de credință un palmares frumos. Nu s-a scandalizat niciodată, nu are probleme cu nimeni și s-a simțit mai sus decât alții care mai aveau câte o slăbiciune, că unul a spus o vorbă, că unul a greșit altceva. Și când s-a cocoțat el în mândria lui, Domnul l-a îngăduit să aibă un scandal cu o cumnată. În supărare, a lovit așa cu mâna
Și apoi a trebuit să se mărturisească, să se smerească și a zis, Dumnezeu mi-a dat o lecție, o țin minte, numai că o țineau minte și alții. Și spuneau ăla care a lovit pe cumnată sa. Și s-a fost motivul pentru care Dumnezeu a fost nevoit să-mi administreze această lecție. Vă dau un alt exemplu. Tot de smerenie ajutată, Apostolul Pavel. Cu asta nu vreau să spun că Pavel n-a fost un om smerit. S-a smerit, n-a primit ajutor de la corinteni. Scrie în Filipeni 4 că era smerit, n-avea pretenții de mâncare și de haine. Ce era, era bun. Și când era, era bine și când nu era, și așa era bine. S-a smerit. Dar totuși, vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 12, el a avut o smerenie ajutată. N-a fost întru totul voluntară. 12 cu versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satane, ca să mă pălmuiască, să mă împiedice, să mă îngânf. De 3 ori a rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Deci pentru a nu-i lua Dumnezeului Pavel harul, i-a lăsat țepușul. Că la cei smeriți le dă har, dar Pavel fără țepuș îi pierdea din har. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi îngăduiește ani în șir sau poate toată viața să ducă o povară, un handicap, o sărăcie, o boală. Aceia îi ajută și Dumnezeu se uită la rezultate, că suferințele de acum au valoare veșnică uneori. Oare e și cazul vreunuia dintre noi? Poate. Vă mai dau un exemplu. Cartea profetului Daniel, capitolul 4. Aici avem pe regele Nebucadnețar, un rege de aur potrivit cu vedenia care Domnul a avut-o pentru el, dar era foarte orgolios. Oare cum avea motive? N-a fost niciun rege ca el înaintea lui. Era o putere mondială și scrie în Daniel, capitolul 4, versetul 30, că a zis, oare nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească și vă rog să rețineți, nu că nu-l și-l zidise numai ca o necesitate a capitalei imperiale. Scrie în finalul versetului, spre slava măreției mele, lecția smereniei noștea. Și l-a trimis Dumnezeu la școală 7 ani. Și s-a plimbat printre animale, i-a luat Dumnezeu mintea. Nu puteai să vorbești cu el nici cu un copil de clasa 1, cum spunem noi. După 7 ani, i-a venit mintea la cap cu smerenia deodată. Și zice el în final, versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc. Dar nu te mai slăvești pe tine? Nu că am învățat lecția. Pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și ideea. Și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Poate? Ce-i singurul monarh pe care l-a smerit Dumnezeu? Pe mulți alții. Dar a învățat lecția. Și a zis, de acum eu știu și sunt aici mai multe versete, nu insist. Dumnezeu i-a dovedit nu capacitatea lui l-a pus pe tron, pentru că s-a spus în mesajul inițial, va pune Dumnezeu pe tron, va ridica pe cel mai de jos dintre oameni. Cine era cel mai de jos? El, că și era scos din viața socială. Da. Iată așadar oameni pe care Dumnezeu i-a ajutat să învețe lecția smereniei. Uneori costă. 7 ani, o boală, un necaz, dar lecția asta trebuie învățată. Și mai este un soi de smerenie pe care n-aș recomanda-o nimănui, dar să știți că nu este om sub soare, nici înger în univers
care să nu învețe lecția smereniei. Este o lecție pe care Domnul Iisus a dat-o tuturor și vor trebui toți să o învețe. Unii o învață de la început, aceea e voluntar, când ne pocăim. Unii o învață pe la jumătate și plătesc diferența. Și din nefericire unii o să o învețe la sfârșit și ăștia vor plăti toată veșnicia. Iată ce vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 2, și nu știu când va fi ziua aceea, dar vine ziua aceea. Isaia 2, de la versetul 10. Intră în stânci, ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul, și aici intră toți oamenii, va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirilor. Vă rog să observați în versetele astea, e ziua în care se ocupă Dumnezeu să învețe toți ceilalți ce n-au învățat până atunci smerenia. Împotriva oricărui om mândru și trufa și împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, că e o lecție pe care a spus-o Domnul mai multe locuri din Biblie. Oricine se înalță va fi smerit. Adică ori ne smerim noi, ori ne ajută Domnul, ori în final ne forțează Domnul. Citesc mai departe. Împotriva tuturor cerilor înalți și falnici a limbanului este un simbol pentru oamenii mari. Împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor, observați cât de listă lungă, de lungă listă aici. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Ce va fi atunci? Doamne, ajută-ne să învățăm smerenia, măcar la jumătate, că la capăt e prea grea lecția. Atunci vor trebui să recunoască toți. Va fi ziua judecății. Toți oamenii își vor recunoaște vinovăția, vor fi siliți. Spune Scriptura, vă citesc în cartea Apocalipsa, la capitolul 15, versetul 5. Drept ești, Doamne, care ești și care erai, Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Versetul 7. Da, Doamne, Dumnezeu la Totputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Și în încheiere, întrebându-vă încă o dată, când vreți să vă smeriți? Mă includ și eu. Dacă nu ne-am smerit din capul locului să recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, să recunoaștem că am fost păcătoși și am avut parte din durarea lui Dumnezeu, să recunoaștem că suntem niște bieți muritori, să recunoaștem că Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi și toate depind de El. Nu-i niciun șofer iscusit să meargă de aici până la Timișoara dacă Dumnezeu nu-i dă har să ajungă cu bine acolo. Nu este niciun om care să respire 5 minute dacă Dumnezeu nu îngăduie funcționalitate în aparatul respirator. Toate depind de Dumnezeu. De la răsăritul soarelui până la apusul lui și de la prima suflare până la orice gând care îl avem în memorie. De aceea să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. De aceea ne plecăm genunchii noi la rugăciune. Este scris să ne smerim, să ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu, făcătorul nostru, spune Scriptura în Psalmul 95. Dacă unora le este mai greu să se smerească, Dumnezeu recurge să-i ajute. Nu s-a putut smeri Saul când a predicat Ștefan. L-a orbit Dumnezeu 3 zile. Dumnezeu l-a chemat la lucrare specială, dar a fost nevoit să ia măsuri speciale pentru a-l păstra smerit. Iar cei ce nu se vor smeri, cei ce nu-L vor recunoaște pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân, vine vremea care vor fi smeriți cu toții. Și închei citindu-vă din Psalmul 25, ce har, ce haruri are smerenia.
dacă o vom primi. E condiția esențială a unei comportări frumoase, curate, a biruinții în viață. Psalmul 25, versetul 9. El, adică Dumnezeu, face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. Cum te mândrești, cum sar de pe fix, cum spunem noi. Smeriți au har să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa, auzi. Când vrei să înveți asta, te învață Dumnezeu toate celelalte. Și auzi ce mai scrie, ce har. Proverbe, capitolul 3, vă citesc versetul 34. Cum procedează Dumnezeu? Când are de-a face cu batjocoritori, își bate joc de ei, dar la vremea rânduită de el. Dar celor smeriți le dă har. Tot Proverbe 15:33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Și încă un verset. 22:4. Răsplata smereniei, ce câștigă oamenii smeriți, în mod deosebit cei care au smerenie voluntară. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Ce ne-ar mai lipsi? Să ne smerim. Doamne ajută-ne. Amin.